Salut și bine am găsit la un episod pe SAMP. Astăzi vorbim despre un subiect mai puțin mai important, să putem să spunem și chestia asta. Vorbim despre SAMPiștii ăia toxici care nu te lasă să te joci sau nu te lasă să desfășori activitatea în pace și liniște și care se bagă efectiv singur în seamă și care nu profită, nu primesc niciun pic de atenție din partea părinților lor și vin pe SAMP să se afirme și să-și facă viacul și să se prostească, dacă pot să spun așa. Întrebarea de pe Instagram a fost de ce SAMPiștii sunt toxici și astăzi am răspunsurile voastre și dacă cumva vreți să contraziceți un răspuns dat de cineva, vi-l aștept în secțiunea de comentarii și discutăm pe baza lui. Pentru că au un mic retard, acord cu chestia asta ca un mic retard, pentru că dacă ai fi un om normal, nu știu, nu cred că ai face toate prostiile astea pe SAMP. Ai lăsa ca lumea să-și desfășoare activitatea așa cum vrea ea, fără să te duci tu și să faci de mâini și chestii. Adică, până la urmă, nici de mâini nu e o chestie bună, pentru că e contra regulamentului, numai pe PD, da? Răzvan Andrei, că așa e la modă. Nu știu dacă toxicitatea asta e o modă și e un trend și trebuie să implica, să fie introdusă pe fiecare server de SAMP, așa că toxicitatea asta vine odată cu playerii ăștia proști care nu băgați în seamă de mai multe persoane și vine aici pe server să se afirme, să primească mai multă importanță de la playerii și de la jucătorii serverului. Așa că nu știu dacă chestia asta e o modă să fii toxic. I don't know, zice Manole. Băi, unii sunt toxici, alții nu, adică unii vor să avanseze repede și nu pot. Nu cred că ne referim strict la chestia că unii mai bogat decât celălalt și că unul face nivel mai repede decât celălalt. Ne referim la faptul că sunt playeri care nu au ce face cu viața lor și intră pe server doar să strice cheful altora. Se prostesc și se țin de prostii pe server. Nu fac altceva, doar despre asta e vorba. Fiindcă s-au născut cu i9 și RTX 3090 și se laudă că au bana greu, nu am pățit chestia asta. Mai era cineva pe chat, mă duc aminte pe live-uri, că venea și se lăuda că auze, Benta, crezi că o să meargă SAMP-ul cu RTX 3090 și i9 și chestii de astea? Dar nu mi se părea a fi toxic, adică Mario spune că dă proști. Păi nu știu dacă un om normal ar face chestia asta. Trecând la orele noastre, efectiv a venit o furtună super mare și am întrerupt brusc orice filmare pentru că m-am sperat super tare cu o tunată. Because mare parte au 12 ani. Nu știu dacă deja în 2021 mai există ampiși care să aibă 12 ani. Cred că majoritatea au plus 12 ani sau ăștia care îs la început de viață pe SAMP, probabil și de ăștia de 12 ani care strică SAMP, dar cred că 80% au peste 12 ani și ziceam așa impresie. Nație românească, asta e educația dată de la părinți. Păi, cred că nu are educație de la părinți de face chestia asta, înțelegi? Adică, unde e? Deci, nu are educație și nu are nici atenția lor și de-aia se întâmplă chestia asta. Dacă, probabil dacă i-ar oferi mai multă afecțiune, n-ar mai trebui SAMP să fie arunce cu toxicitate. Pentru că s-au săturat de alte jocuri și vor să-l strice și pe acesta. Nu știu ce să zic. Păi, oare ce jocuri au mai stricat? Rusă 47 ne zice Marius. Probabil e un player care e toxic. Nu știu, nu știu cine e. Eu cred că toată toxicitatea vine de la cei mai mici de vârstă. Să știi că sunt și persoane foarte mari de vârstă care sunt toxici. David. Mulțumesc pentru atenție și noi ne auzim data viitoare la un alt episod sau cine știe ce mai facem. Așa că un follow la eben.18 și mulțumesc pentru răspunsuri. Dacă cumva vreți să contraziceți răspunsurile, vi le aștept în comentarii și dezbatem acolo. Bun. Ne auzim data viitoare. Pa, pa!